Fac acum un test cu sursa controlată de un Arduino. Pe site-ul rusesc. Deci acum vreau să fac limitarea de curent. Am un bec cu halogen. Unde este? Trebuie să arată care 20 de watts. Și... deci la 12V îmi iau 1,6A aproape. Și acum vreau să fac o șmecherie, să reduc curentul la limită, la unul de 3, să zicem. Și acum conectăm becul. Doar că am făcut un scurt circuit aici. 10 secunde. Am ieșit la 0. Becul e neliniar când e rece filamentul. Distanța e foarte mică și de-aia mai poate să dai și scurt de la asta. Uitați, deci limitează la 1,3. Scade, limitează curentul mai mult, după aceea îl aduce înapoi la 1 și 3. Bun, acum zicem că fac curentul și mai mic. Vedeți, tocmai la 2V și ceva. Dar limitează. Acum mărim curentul iar la 1,7-1,8. Să funcționeze normal. Acum să ne împate de iar scurt. Uite. Deci cam așa avem aici. Putem să mai scădem și tensiunea. La 11V, să zicem. Deci ăsta acum folosește un ADS 1115 pe 16 bis pentru măsurarea curentului într-un șunt pe rezistențele ăștia două și are și un DAC MCP4725 pentru a-i transmite tensiunea. Deci deci reducem, să zicem, la 1A. Vedem ce face. Acum alimentez dintr-o sursă liniară și de asta mai pornește ventilatorul. Deci are cam pe acolo. Limitează, creștem iar curentul. Ce face? Făcut un scurt. Așteptăm să... așteptăm un pic să... mai sunt 10 secunde care... iată limitarea. Să măresc curentul. Ops, așa. Iar scurt. V-am zis, la pornire LED-ul, becul cu filament are o rezistență foarte mică, chiar de 10 ori curentul nominal. Și să găsesc o rezistență pe la urmă. Să fac testele, dar până la urmă e ok, până acum.